Bun venit tuturor la această masă de părtășie pe care o avem în Hristos Iisus, Domnul nostru, scumpii noștri prieteni. Ne bucurăm foarte mult de numărul crescând a prietenilor, a celor care ne acordați timpul, care este atât de valoros și de prețios. Ne acordați atenția, care știm că aparține nu nouă, ci cuvântul lui Dumnezeu. Ne bucurăm de asemenea de încurajările, aprecierile care ne încurajează și ne fac ca să simțim că suntem de folos atât pentru dumneavoastră, cât și pentru toți cei care ne vor asculta ulterior. Cineva dintre dumneavoastră chiar a făcut o apreciere pentru grupa de studiu care a fost într-o ocazie, dar dorim să vă spunem că atât eu ca moderator, cât și invitații sunt ca apa care trece. Spune, apa trece, dar pietrele rămân. Iar pietrele prețioase, pietrele scumpe, sunteți voi, scumpii noștri prieteni, acei care Domnul ne adună pe toți ca să adune, să construiască acel templu sfânt pe care îl pregătește pentru veșnicie. De aceea vreau să spun că de multe ori se apreciază un nou pastor care vine sau o nouă echipă de lucru sau o nouă conducere, pe când comoara adevărată este biserica, biserica lui Dumnezeu. Și împreună cu ea, noi care suntem chemați să slujim în diferite tărâmuri ale Evangheliei. Iar biserica, noi, la rândul nostru, nu suntem pentru noi înșine ca să ne slujim nouă, ci noi ca biserică, toți împreună, atât slujitorii cât și membrii bisericii, sunt pentru lumea care ne înconjoară. Dacă rămânem cu aceste învățături pe care le trecem în acest trimestru, Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a spus, în tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. De aceea ne bucurăm, salutăm pe toți prietenii dragi, atât din Republica Moldova, cât și din România, Austria, Franța, Spania, de unde am primit mesaje de încurajare. Bistrița Năsăud, România, Viena, Austria, ne spune, suntem cu voi. Județul Mureș, care se roagă pentru Moldova, vă mulțumim, frați de dincolo de Prut, că aveți grijă de noi și să ne rugăm unii pentru alții ca Domnul să ne treacă prin aceste vremuri atât de tulbure și nesigure. De asemenea, din Franța, ne spun, vă ascultăm cu plăcere, nordul Moldovii, române din România, vă ascultăm cu drag, apreciem aceste încurajări. Teiuș, județul Alba Iulia, Timișoara, vă ascultăm cu plăcere și cu folos. Ne bucurăm, asta și rugăciunea noastră, să fim de folos tuturor. Madrid este împreună cu noi. Dacă Duhul Domnului vă inspiră că aceste întâlniri sunt folositoare, atunci împărtășiți și cu alții aceste sfinte ocazii. Și astăzi vreau să vă prezint pe acei dragi prieteni cu care suntem împreună, pastorul Sergiu Gâscă. Bun venit, fratele meu, la acest program. Mă bucur de invitație și vă mulțumesc și mă bucur să fim împreună. Și pastorul Lotca Iurie, bun venit, prietene drag, la acest program. Mulțumim pentru că putem să fim împreună implicați în această discuție. Da. Te-aș ruga ca chiar la început să ne porți pe toți, atât pe noi cât și pe toți ascultătorii noștri, să ne porți pe brațele rugăciunii către acela care ne va inspira și ne va învăța din cuvântul său. Tată Sfânt, îți mulțumim că ești un Dumnezeu atât de minunat, atât Amin. De mare. Amin. Și astăzi când dorim să deschidem cuvântul tău, care vorbește despre tine, ca Dumnezeu plin de bunătate, plin de milă, îndurare, care binecuvânți, dorim ca Duhul Tău Sfânt să fie în mijlocul nostru. Amin. Te rugăm ca acest adevăr să ne sfințești prin El. Da. Pentru că acest adevăr este despre Tine, este Domnul Iisus. Amin. Și dorim ca acest studiu să fie o binecuvântare pentru noi, cât și pentru cei ce ascultă. Ca Tu să fii proslăvit, iar noi să avem o înțelegere mai adâncă despre bunătatea, mila și dragostea Ta. Prin Amin. Domnul Iisus Te-am rugat și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Amin.
Deci avem pentru astăzi studiul numărul 8, făgăduința. Cuvântul acesta este un cuvânt foarte, cel mai singur aspect al credinței, dar în același timp cel mai contrariat și adesea pus la îndoială din partea oamenilor, făgăduința. Pentru că chiar spune cuvântul Domnului, Apostolul Petru, vor să zice unii este împlinirea făgăduinței venirii Lui. Și noi cunoaștem la 2 Corinteni 1:20, spune, în adevăr, făgăduințele Domnului sunt da și amin. Și îmi amintesc din lecția trecută cum Domnul i-a spus, Sara, la anul viitor, în aceeași vreme, va ținea în brațe un copil. Era imposibil și fizic, era imposibil și practic. Și totuși, peste un an, acel Dumnezeu al imposibilului a fost, spune, pentru ce este imposibil pentru oameni, este posibil la Dumnezeu. De aceea, aș vrea ca să începem această discuție, această săpare în minele adevărului, cu o întrebare care ne-ar preocupa pe toți. Care credeți că a fost motivul cele mai mari încercări pe care le-a avut Avraam la vârsta înaintată? De ce a trebuit el să treacă, pentru că n-a fost deloc ușor? Da. Motivul cred că este vizibil și clar, pentru că el pune motivul acesta în întrebarea care o pune lui Dumnezeu. Doamne, ce îmi vei da? Că mor fără să am urmaș. Dumnezeu îi dă o făgăduință măreață și chiar îl invită ca să uite la stelele cerului, să se uite și la nisipul mării și îi spune că așa va fi sămânța ta, dar el înaintat în vârstă, fizic, omenește, cum ați spus, nu mai putea să aibă împlinirea acestei făgăduințe și îi pune întrebarea aceasta lui Dumnezeu. Mor. Deja mă simt uscat, fără vlagă. De ce nu împlinești? Sau când vei împlini? Eu cred că asta a fost principalul motiv, pe lângă celelalte care le-au mai avut, mărunte, asta a fost principalul care, de fapt, a stârnit în el neîncrederea în împlinirea făgăduinței. Se îndoia în făgăduința al Dumnezeu. El credea că va muri, dar, de fapt, el a trăit încă mult după. Mă gândesc că ori de câte ori cineva să intre într-o relație cu Dumnezeu, deci știm că Dumnezeu, Avraam ca fiecare om era cum era, cum suntem noi, pentru că toți suntem din același aluat făcut, dar când intrăm în relație cu Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu este de a ne crește. Și chiar nu de mult am citit un citat unde zice că Dumnezeu dă întâi o încercare, și dacă treci testul, Dumnezeu îți dă a doua încercare, care să te crească. Și în cazul lui Avraam, eu cred că Dumnezeu, care vrea să facă din el tatăl tuturor credincioșilor, ca toate binecuvântările, ca binecuvântare care Dumnezeu a promis, a făgăduit, făgăduințele care le-a făgăduit, că vor fi toate neamurile binecuvântate în Avraam, Dumnezeu vrea să aibă un om, totuși, nu acel Avraam care a ieșit din Ur din Haldeea, ci să-l crească, să-l educe, să-i pregătească un caracter, ca el să devină cu adevărat tatăl tuturor credincioșilor. Și motivul a fost aceea că Avraam a picat două încercări care a fost și dacă ne luăm după spirit profetic, zice că dacă Avraam ar fi trecut cu bine primele două încercări, deci n-ar fi avut a treia încercare. Nevoie de asta. Lucrul ăsta este foarte interesant, am fost uimit, dar asta este realitatea. Deci nouă ni se pare că dacă am picat un test, a doilea va fi mai ușor, dar de fapt a doilea e mai greu decât primul. Și asta a fost scopul, că Dumnezeu a vrut să arăte totuși lui Avraam, care este tatăl tuturor credincioșilor, că are nevoie de încredere deplină în Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat încercarea aceasta. Deci probabil că de ce se inspiră apostolul Pavel, care spune că
acela Dumnezeu care a început această lucrare va o va duce la până la bun sfârșit. Corect. Și probabil Pavel, care studia foarte adânc viața lui Avraam, să fie inspirat din aceasta, și asta este speranță și pentru noi. Și mi se pare că e corect lucrul ăsta, pentru că dacă noi am fi rămas așa cum noi suntem, nu știu dacă am fi avut speranță odată la veșnicie. Uite, Dumnezeu a creat pe om a creat pământul în 6 zile, dar ca să faci un om, ca să crească un om matur în Hristos, ia o viață întreagă. De fapt, întrebarea care cu creștere este exact cum creșterea naturală a unui om. Este nevoie nu de o zi și de două, dar este nevoie de 9 luni de la concepție, ca apoi să se nască și apoi să crească, nu ca făt frumos și din povestea cu Iuliana Cosânzeana, cât creșteau alții într-un an, el într-o zi. Este nevoie de durată de timp, care și în mod firesc, dezvoltare fiziologic firească, normală, este cu încetul. Noi vrem parcă mai repede. Dar cu atât mai mult spiritual, Dumnezeu vrea ca noi să creștem în fiecare zi. Ceea ce depinde de Avraam și examenile lui. Am citit nu de mult așa un gând și o maximă, spune că examenile mari toate se iau mai întâi prin examene mici. Și Dumnezeu nu ne duce direct în încercarea cea mare a rezistenței finale, dar întâi ne trece printre cele mici. Și ceea ce Armstrong, expresia lui Armstrong atunci când a călcat pe lună, a fost de acolo, din cosmos, a fost pronunțat în felul următor. Un pas mic pe lună, de om pe lună, este un pas măresc pentru omenire în cosmos. Deci noi trebuie să înțelegem că exact așa este la Dumnezeu. Dumnezeu nu ne pune în față experiența majoră a vieții noastre de creștin. Ea trebuie să vină mai târziu, încetul cu încetul. Însă, ca să scoatem de aici învățătură, ar fi pentru noi că noi acum suntem la începutul durerilor, cum spune Biblia, la începutul experiențelor noastre a vremii sfârșitului. Ceea ce urmează, pentru ce trebuie să ne pregătim prin aceste experiențe mici, încercări aceste mici, este să vină. Da, deci ce ai spus este foarte în concordanță cu ce a spus Domnul Hristos, că cine este credincios în lucrurile mici va fi credincios în lucrurile mari. În fleacurile astea se demonstrează caracterul omului și el se construiește zi de zi. O întrebare ar fi, cum a susținut părintele Avraam examenul de absolvire? Să intrăm un pic în detalii în acea călătorie pe care a fost spre muntele Moria. A fost ușor pentru el? Ca și plecarea, eu cred că ca și plecarea din Ur din Haldeea nu a fost ușoară pentru el. Mm-hmm. Atunci când Dumnezeu i-a spus, mergi în țara pe care ți-o voi arăta, nici nu-i spune locațiunea, unde trebuie să ajungă, el trebuie să iasă de acolo. Eu cred că la noi în istoria aceasta biblică sunt specificați tatălui, care rămâne în Haran, și Lot, care mai departe au avut experiența Sodomei și Gomorii. Da? Frumoasă perspectivă. Nu m-am gândit niciodată să fac paralela din ieșirea din Ur și din jertfirea lui Isaac. Frumos, însă, continuă. Eu cred că restul rudilor chiar îi spuneau, băi omule, ești ieșit din minte, unde tu ai atâta, tot aranjat, tot comoditatea aici, unde te duci tu? Unde pleci? Nu știu. Și el nu putea să le spună că unde pleacă. Da. Dacă ar fi știut, le spunea. Mă duc în cutare loc, în cutare loc. Acolo Dumnezeu mi-a pregătit hotelul, totul, salariul, totul mi-a pensia. Pregătit, totul mi-a pregătit. Dar nu știu. Și eu cred că rudile undeva, cineva i-au băgat această suspiciune. Dar tu știi ce faci? Sau ți-a ieșit de pe axă, de pe fix? Exact același lucru este și cu plecarea spre Moria. Numai că aici diferența este că el trecuse deja, cum a fost spus, prin examenele cele mici, unde trecuse și auzise și văzuse mâna lui Dumnezeu chiar în Egipt. Da. Dacă nu ar fi fost intervenția lui Dumnezeu, noi nu știm ce s-ar fi terminat sfârșit sau ce s-ar fi sfârșit istoria venirii lui și a sarii chiar și a lui. Da, da. Eu cred că nu mai era familia care trebuia să fie, să aducă pe fiul făgăduinței pe lume. Deci frumusețea este că în ciuda zigzagurilor Dumnezeu nu renunță la el. Și Dumnezeu
el aici deja aude vocea lui Dumnezeu și el o deosebește, pentru că nu i-a fost ușor să ia hotărârea. Da. Aș vrea ca să facem o paralelă în... deja ai făcut-o și să intervii cu... Ai vrut să spui ceva? Cu timpul în care trăim noi, din tragedie Veacuri spune, aceia care acum pun la lucru puțină credință sunt în cea mai mare primejde de a cădea sub puterea amăgirilor satanice și a decretului de constrângere a conștiinței. Chiar dacă vor rezista încercării, vor fi aruncați într-o groază și într-un chin mai adânc în timp de strâmtorare, pentru că niciodată nu și-au făcut obiceiul să se încreadă în Dumnezeu. Lecțiile, asta e ultima propoziție pe care vreau să o accentuăm, lecțiile de credință pe care ei le-au neglijat vor fi selițele învețe sub apăsare și descurajare. Deci ceea ce a eșuat în viața lui, în experiențele anterioare, el a trebuit să dea un examen foarte sever. Da. Știți, la prima vedere ați spus dacă a fost ușor să facă lucrul ăsta, la prima vedere se pare că Avram nu are nicio problemă. Și chiar de multe ori când citesc această istorie și îmi place să o citesc, să o recitesc, deci Dumnezeu îi zice, el s-a trezit din somn, că aici în notă zice că probabil el se obișnuia să se trezească dimineața. Nu contează cum obișnuia, dar omul o a auzit și când citește istoria, parcă el o a auzit, s-a trezit, repede a sculat pe Isaac, a luat slugile, a pus tot, a îmbarcat și merge înainte. Când citești, parcă nu vezi nicio problemă. Nu vezi nicio problemă. Dar acolo era o furtună. Parcă e atât de ușor, parcă s-a dus să aducă un miel ca jertfă undeva. Dar în realitate, cred că lucrul ăsta a fost extrem, o luptă care nu se vede, dar se vede din timpul pe care el l-a parcurs. Pentru că drumul de acolo, de unde era el, de la Berșeba la Muntele Moria, normal, un om ca el, la timpul acela, îl face de o zi. Dar el îl face 3 zile. Și întrebarea, de ce el face 3 zile? Anevoios. Pentru că cred eu că acolo a fost o luptă extrem de grea și posibil când Isaac, când slugile dormeau, posibil el nu dormea. Eu cred că el nu dormea toate nopțile acestea și așa cum zice spiritul profetic, mai întâi el a mers acolo unde Dumnezeu i-a dat făgăduința, noaptea, a așteptat ca să-i vină un înger sau o voce. Aștepta o anulare. O confirmare sau pentru că, știți, a aduce ca jertfe, el a venit acolo în popor, în mijlocul poporului unde oamenii aduceau jertfe. Aceasta era parcă un lucru normal pentru societatea în care era, dar nu era normal pentru el. Și mai mult ca atâta, unde Dumnezeu îi spune, ia pe unicul tău fiu, fiul tău care tu îl iubești. Nu știu de ce Dumnezeu accentuează lucrurile astea, dar știm de ce accentuează, da. Pentru că mai departe... Apasă durerea. Și ceea ce îmi place mie aici, sfatul care ne-l dă și serva Domnului, de fapt. El zice, când voi aveți o problemă, un necaz, o durere, zice, nu împărtășiți cu oamenii că nu vă pot ajuta cu nimic. Duceți-vă doar la Dumnezeu. Și nu vedem aici că Avram să se împărtășească cu Sara, Avram nu se împărtășește cu slugile lui, Avram nu spune la nimeni despre durerea lui și eu cred că doar nopțile care ei mergeau, el avea discuții cu Dumnezeu. Discuții grele avea cu Dumnezeu. Dar îmi place pentru că Avram a cunoscut vocea lui Dumnezeu. El nu pur și simplu a auzit o voce, a văzut un vis și s-a pornit la drum. Ci el foarte bine, pentru că textul zice, când Dumnezeu zice Avram, el a spus, da, Doamne, iată-mă. Deci el obișnuia, era gata, cunoștea foarte bine vocea lui Dumnezeu și cunoștea. Și era întotdeauna gata ca să activeze la porunca lui Dumnezeu. Numai că porunca lui Dumnezeu a fost... Deci probabil că de la plecarea după porunca Domnului, dușa de ca jertvă și până la ajungerea acolo, probabil că a fost un monolog din partea lui... Cu siguranță a fost o discuție și a fost... Deci din partea lui Dumnezeu era tăcere, era doar ecoul la poruncă și el se frământa. Noi am vorbit despre test, că el o trebuie să treacă 2 teste mai mici și nu le-a trecut și vine a treilea mai mare. Însă în lecțiune este menționată, adică noțiunea biblică de test, care cuprinde 2 idei și în același timp 2 idei opuse. Una este la judecată pentru a afla ce este în
interior, da, în inima celui testat, și care aduce, de fapt, siguranța harului, și a doilea este proba în sine, ca să vadă cum treci peste. Știți, eu nu cred că Dumnezeu avea nevoie să vadă ce este în inima lui Avram. Și de asta e ideul în testul a doilea. Avram, eu cred că ajunsesc cum de multe ori și noi ajungem, că, cum spune despre la Odicea, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, am un Dumnezeu care mi-a făgăduit binecuvântări, multe și toate acestea. Satisfacție. Deci el ajunsese la un moment de credință satisfăcătoare în inima lui. Așa cred eu. Și de aceea Dumnezeu îl trece și îi permite, nu îl împiedică să ducă nici în Egipt, nu îl împiedică să se ducă nici la filistieni, da? La Abimelec, îi dă voie, ai hotărât? Du-te, nu ești robot, ești om care trebuie să gândești, să ajungi, să te convingi tu personal, prin experiența ta, că de fapt, fără Dumnezeu, tu nu poți trece aceste încercări sau aceste teste. De fapt, cine poate să cunoască inima omului, spune întrebarea Scriptura, decât Duhul omului care este în el? Și atunci când omul își dă seama, de fapt, rațional, că el nu poate fără Dumnezeu, doar atunci poate ca să treacă peste mai departe. Deci examenul nu a fost pentru că Domnul nu n-a știut cine este Avram, da, și trebuia o dovadă. Era dovada, da, pentru el. Și tot aici în lecție este așa, că în cazul de față, credința lui Avram în Dumnezeu îl duce pe punctul că el riscă să-și piardă urmașii sau viitorul. Cu toate acestea, fiindcă se încrede în Dumnezeu, adică până acum ani de rând nu l-a avut și acum brusc, într-o bună zi, el trebuie să ia o hotărâre ca să se lipsească de acesta. Și totuși, uitați-vă, este așa o idee care spune așa: cu toate acestea, fiindcă se încrede în Dumnezeu, Avram va face ce îi cere Dumnezeu. Nu pentru că crede în Dumnezeu. Dacă se încrede. Se încrede în Dumnezeu. Și ca rezultat, vedem lucrul acesta atunci când fiul lui pune întrebarea direct. Da. Tată, Domnul se va îngrijă. Tată, unde este? Foc avem, lemne sunt. Unde este jertfa? Da. Și el spune, Domnul va purta de grijă. Da. Frate Iuri? Da, în primul rând, testul a fost pentru el 100%, nu pentru Dumnezeu, ca omul să vadă unde el se află în relația lui cu Dumnezeu. Dar ceea ce îmi place aici, am vrut să zic că ca și Moise, relația lui mergea din creștere în creștere. Moise a ajuns la momentul cel, doar era întotdeauna în prezența slavei lui Dumnezeu. El vedea slava lui Dumnezeu și el zice, Doamne, dar pot să te văd pe tine? Vreau să te văd așa, nu prin nor, dacă ai lua un pic nor la o parte, că vreau să te văd. Deci, și lucrul ăsta este interesant, pentru că Domnul Iisus zice că Avram a cerut să vadă una din zilele mele, le-a văzut și s-a bucurat. Și s-a bucurat. Eu cred că în relația aceasta cu Dumnezeu, cred că Avram, că Domnul Iisus nu spune minciuni, deci probabil Avram undeva, cândva a spus, Doamne, vreau să văd una din zilele tale, cum va fi, pentru că Tu îmi făgăduiești, cum va veni Mesia, ce va fi, cum va fi. Deci lucrul ăsta pe el îl interesa, chiar dacă Biblia nu scrie lucrul ăsta. Oamenii aveau cu Dumnezeu, da, discuții. Vreau să continui, dar vreau cu o întrebare. A adus Avram jertfe pe Isaac până la urmă? Nu știm, dezunământul. L-a adus, așa spune la evrei. Da. Prin credință ce a făcut Avram? A adus jertfă. A adus ca jertfă. Și care era... Cu toate că n-a înfipt cuțitul așa, și n-a curs sânge, da, dar el în inima lui îl jertfise pentru Dumnezeu. Și la ce se gândea el atunci când era gata să aducă jertfă? Care era credința care se coace în el? Ceea ce a gândit și Eva atunci când i s-a născut primul copil. Că i-a primit făgăduința, da? Că sămânța femeii va pune capăt împărăției șarpelui sau a lui, da, Satana. Și spune Spiritul Profetic că fiecare mamă care își năștea primul ei născut, adică ea credea că acesta este Mesia. Și Avram credea cu siguranță că acesta, el, Isaac, fiul făgăduinței, este Mesia. Dar legat de moartea lui, ce credea? La evrei spune. Evrei... Că chiar dacă va muri, Dumnezeu îl va învia. Deci
Ceea ce îmi place că Avram întotdeauna, titlul lecțiunii noastre zice făgăduință. Așa. Avram întotdeauna s-a bizuit, a contat doar pe făgăduință. Și dacă ne uităm cu dumneavoastră, nu știu, am ajuns la întrebare sau nu, deci peste 3 zile de luptă care au avut ei, zice că Avram ce a văzut? Avram a văzut un nor. A văzut un nor deasupra și el s-a convins că aceasta 100% era vocea lui Dumnezeu care îi spune. Și atunci când el a văzut, pentru că de obicei în Israel, dacă nor nu stă deasupra muntului Mori, era slava lui Dumnezeu. Și atunci el a spus că asta 100% e cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci în mintea lui el cu siguranță se gândea că Dumnezeu mi-a promis că în Isaac, da, în Isaac, făgăduința. Făgăduința. Și el s-a bizuit pe această făgăduință și el a spus, chiar dacă eu îl aduc ca jertfă pe chiar dacă Isaac, moare, Dumnezeu, deci i-a zis și slugilor că noi ne ducem, aducem jertfă și ne reîntoarcem înapoi. El a spus, vin eu singur foarte înapoi. Frumos. El zice, noi ne reîntoarcem. Da. El era convins că acolo pe munte îl aduce ca jertfă, acolo pe munte Dumnezeu are putere ca să-l dea înapoi. Pur și simplu... Vreau să citesc ce ai spus exact acum. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, Evrei 11:17. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie a adus pe singurul lui fiu, căruia i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea, și aici vreau să ajungem, se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Deci Avram, aici într-adevăr, când ne spune că a dat testul cu brio, într-adevăr el a crezut că Dumnezeu va face o minune. Dar minunea a fost nu învierea lui Isaac, ci era acolo. Ce îmi place, Apostol Pavel, care ați menționat că el sap foarte adânc și el chiar era minuțios în fiecare cuvânt care îl pune, el zice, cu bucurie l-a adus. Da, da. Deci cu plăcere, pentru că el știa că Dumnezeu va împlini făgăduința aceasta. Deci, Doamne, nicio problemă, că nu am mers cu inima tângă, Doamne, cum să-mi fip eu copilul meu, cum să-mi-l omor. Și el zice, Doamne, dacă Tu ceri lucrul ăsta, îl facem, dar sunt convins. Și el aștepta ca să-l vadă cum Dumnezeu îl va învia pe el. Iată bucuria aceasta a împlinirii făgăduinței. Da, frate Sergiu? Eu am vrut să menționez și faptul că, de fapt, acolo pe munte, de fapt, Avram a înțeles adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Acolo când Dumnezeu îl strigă și îi spune, Avrame, ajunge până aici. Am văzut că tu poți să faci ceea ce eu îți cer. Și de fapt, prin mielul acela berbecut sau ce era, cum, adică obișnuim noi să ne o exprimăm încrâșit acolo în spine aceea, el vede harul lui Dumnezeu. Da. Acolo el înțelege harul și mila lui Dumnezeu față de el personal, nu față de copil. Că copilul era hotărât. Era sortit pentru asta. El, în inima lui, nu avea dubii. Dar era harul pentru el ca să mai aibă continuitate. Ce spune despre Isaac? Că Biblia aruncă lumina asupra lui Avram și arată cu câtă disponibilitate a împlinit el porunca. Dar Isaac era un tânăr, Avram era în vârstă. A fost cumva și jertfa de sine a lui Isaac? Știți, am primit nu de mult un cadou de la una dintre comunitățile care le slujesc, anume jertfa lui Isaac. Și o am pe peretele din fața a camerei de zile. Și deci întrebarea e actuală când, pentru... Când citeam anume studiul din trimestrul acesta și când s-a început istoria lui Avram Isaac, într-una din seri stăteam așa întins pe canapea și am aruncat ochii spre acel desen. Și uitându-mă de desubt la acel desen, am înțeles de fapt cât de mărinimos era fiul față de tatăl. Pentru că Isaac nu mai era un copil. Isaac era un tânăr care se putea împotrivi cu siguranță împotriva tatălui. Putea să fugă, cel puțin. Și putea, așa, într-o mișcare, să-l arunce pe tatăl de pe munte ca să ajungă el jertf până jos.
Dar uitați-vă că el nu face lucrul acesta pentru că el a înțeles că dacă tata a hotărât așa și i-a spus că Dumnezeu va purta de grijă, înseamnă că așa i-a cerut Dumnezeu. El n-a învățat așa. Și chiar spune și că el propune, tată, mai bine ca să nu se întâmple ceva, leagă-mă. El propune. Și acele fire de funie care erau date în jurul mâinii lui, și eu cred că nu numai mâinile, a fost mâinile legate de corp ca să nu se poată, cum spune, de fapt era supunerea lui binevolă față de ceea ce trebuia să împlinească tatăl. Poate că e o lecție și pentru părinți și pentru copii. Că uneori, fiica mea trebuie să facă, să termine institutul, sau fiul meu, nu știu ce, să-mi pun la treabă, la nu știu ce, să piardă un an de studii pentru un sabat care trebuie să dea un examen acolo. Da, sunt cazuri de astea și cred că e și pentru părinți și pentru copii o lecție foarte puternică a credinței. Cred că aici, cum a spus fratele Sergiu, se descoperă mila, harul lui Dumnezeu și Avram îl înțelege, și nu doar pentru el, ci Avram înțelege lucrul ăsta pentru că el, când a cerut să vadă ziua Domnului, el a văzut lucrul ăsta în maștab, în același maștab în care făgăduința este, pentru că Dumnezeu zice toate familiile pământului, deci harul lui Dumnezeu nu doar pentru el și fiul lui, ci pentru toate familiile pământului. Și mă gândesc că Isaac care trebuia să fie adus ca jertfă, deci el nu numai odată a participat cu tatăl lui la jertfele acestea. Dimineața și seara zice că Avram aducea jertfe și sunt convins că Isaac cunoștea foarte bine semnificația jertfelor. Că, uite, jertfa asta reprezintă pe Mântuitorul care va veni, care ne va salva, și așa mai departe. Și vrei să spui că era evlavios, avea evlavie. Cu siguranță avea și respect, da. Mintea lui. Noi ne gândim, păi da. De ce? Tatăl era mai slab, el mai tare. Noi ne gândim așa, dar eu cred că lui nici prin minte nu i-a trecut lucrul acesta. Pe de altă parte, eu mă gândesc că Isaac a primit cu bucurie ca să fie cumva ca un prototip al Domnului Iisus care trebuie să vină să moară. Da. Care spunea, eu nu fac nimic de la mine, tot ce am auzit la tatăl, la ce fac și eu. Și poate ca să fie ca un, și el să devină ca un model, ca să fie ca o jertă. Deci eu cred că lucrul acesta Avram cu bucurie l-a adus. Eu cred că bucuria aceasta a fost și atunci când i-a făcut cunoscut fiului, anume planul lui Dumnezeu pentru el, și fiind învățat, cunoscând, nu pur și simplu având informații, dar el și Isaac trăia cu gândul ăsta, cu speranța aceasta în Mesia care trebuie să vină, el cred că s-a bucurat Avram și mai mult când fiul lui a spus, tată, dacă Dumnezeu vrea lucrul ăsta, hai să împlinim. Ce a văzut Avram pe Moria în consumarea acestei călătorii? Golgota. Și dacă ne amintim la Ioan 8:56-58, spune că tatăl vostru Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Eu am vrut să mai atingem un aspect anume al nostru. Istoria rămâne istorie dacă noi nu luăm învățăminte. Și întrebarea este acolo în studiu, ce îți spune experiența lui Avram și Isaac de pe Muntele Moria despre credința ta și despre modul în care tu o manifesti? Acum, haideți să actualizăm un pic aspectul Moria. Noi frumos vorbim despre Avram, frumos vorbim despre Isaac și putem să, la nesfârșit, să comentăm și să spunem unii pozitiv, alții mai puțin negativ, dar ceea ce aparține de noi, ce luăm noi ca învățătură din istoria aceasta? Fiecare suntem înzestrați cu spiritul de autoconservare, de trebuie cumva da, să ne protejăm. Iacov anume în 2:23 este menționat anume lucrul acesta, că astfel s-a împlinit Scriptura care zice Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Într-un prieten ai încredere. Despre mine. Se poate de spus lucrul acesta, despre noi. Poate cineva să spună că noi suntem prietenul lui Dumnezeu? Da. Deci viața noastră, de zi cu zi, în cele mici mărunțișuri,
trebuie să demonstreze că eu sunt prietenul lui Dumnezeu. Nu degeaba spune la Psalmul 20, spune că Dumnezeul nostru vine și nu tace. Spune, strângeți-mi pe prietenii mei, e exact ce ai spus, care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Deci Dumnezeu așteaptă-o așa prietenii, trebuie, de așa nivel. Trebuie nu să tindem să avem faptele mărețe, ca oamenii să discute despre faptele noastre, ci în cele mici. Și apoi va veni și cele mari care Dumnezeu le va scoate la iveală. Noi nu trebuie să facem ceva pentru ca să ne manifestăm în fața cuiva, ca cineva să ne poată să vorbească bine despre noi. Nu. Da. Prietenul lui Dumnezeu este tăcut, umil și nu iese în evidență. Da. Văd că timpul zboară și noi mai avem încă de abordat două subiecte interesante și valoroase. Știm că de obicei nu e politicos ca să întrebi pe o doamnă câți ani ai sau chiar Biblia în Vechiul Testament nici nu spune cu tare a trăit atâția ani, dar despre femei nu se spune câți ani au trăit. Excepție face Sara. Deci Sara a trăit 127 de ani. Care este motivul în care este prezentat un capitol întreg despre moartea Sarei? Poate nu e politicos când femeia e în viață să o întreb, dar da. Când a murit, oricum la necrolog îi spunem câți ani a trăit și cum a trăit. Vechiul Testament nu face lucrul ăsta, dar nu mă rog, sunt niște reguli între oameni. Da. Dar întrebarea ar fi, știm cu toții că atunci când avem de-a face cu o localitate, o națiune, vorbim despre instituții, cum ar fi primăria, cum ar fi știu, școala, instituții de învățământ, pușcărie, procuratură, așa mai departe. Care a fost prima instituție care, pentru care s-a plătit bani cu notariat, cu marturi, cu semnături, cu ștampile, dacă vorbim? Care a fost prima instituție pe care o găsim în poporul Israel? Cimitirul. Dormitorul Sarei. Prima instituție legală plătită și notarial întărită. Da. Este cimitirul Sarei. Da. Peștera de Macpela. Asta este foarte interesant, pentru că Avram, care avea făgăduința lui Dumnezeu pe pământul care calcă piciorul tău, tot teritoriul ăsta să fie a tău, și Avram nu zice, Doamne, dar uite, aici nu am unde să mormântez, și el se duce și cere de la fii lui Het. Lui Het cere ca să cumpere peștera din Macpela. Apropo, hetiții erau printre ebusiți, fereziți, hetiți erau și el spune, dați-mi, vă rog, eu sunt printre voi, cum se numește el? Străin. Un venetic. Călător. Cuvântul venetic, cum sună când cineva, băi, veneticule? Sau mai des când te duci în Germania sau în Austria, Ausländer, da? Adică e... Da, dar statutul de venetic în Moldova e 10 ani. După 10 ani poți să te socoți într-un fel cu băștinașii. Însă Avram era străin și călător. Da. El nu avea patria lui unde trebuia să-și instituiască. Știți că el era într-un fel un împărat în neamul lui. Și chiar printre ei, tu ești ca un împărat, da, printre noi. El era ca un împărat. Însă a insistat ca să plătească acel preț, cu toate că lui îi donau. Da. Îi făceau o donație. Despre donații, uitați-vă, încă acolo s-a vorbit, s-a cum gesticulat cu donațiile. Însă el a insistat ca să plătească, ca nu cumva după el cineva să se răscoale și să nu mai aibă acces la. Dar care era statutul în fața lui Dumnezeu? Care era statutul hetiților care au vândut peștera din Macpela cu 400 de sicli de argint? Nu erau și ei venetici? Erau venetici și foarte adică peste ceva timp trebuia și ei să lepe de țara și să plece de acolo, să curățească locul. Vine moștenitor adevărat. Da. De ce trebuia ei să curățească țara?
Pentru că aveau practici care nu erau după voia lui Dumnezeu. Erau pe acolo homosexuali, zoofili. Ceea ce îmi place, că ceea ce a vorbit fratele Sergi mai înainte, viața noastră de zi cu zi, că ei au văzut în Avram. Ei au văzut în Avram și atunci ei erau gata ca să-i ofere chiar în dar lucrurile astea. De ce? Ca o stimă. Pentru că el zice că tu ești pentru noi ca un împărat. Ca un împărat. Da, da. Pentru că viața lui Avram, într-adevăr, chiar dacă de multe ori veneticii îi lasă urme urâte, uh-huh, în urma lor. Că el zice, care erau urmele lui Avram? Azi sunt, mâine nu sunt aici, dar Avram întotdeauna lăsa un monument de aducere a minte, lăsa altarele și ei vedeau cum el se închină, cum slujește lui Dumnezeu, vedeau că noi fac practicile care ei le practicau și a lăsat un mesaj, o evanghelizare puternică pentru ei. De aceea cred eu că a venit timpul când ei n-au reacționat sau n-au luat la inimă cuvântul lui Dumnezeu, de aceea și peste un timp oarecare trebuia să fie și ei rași de pe pământul acesta. Da. Dragii noștri ascultători, vrem să vă îndemnăm ca să luați exemplul lui Avram. Pe unde mergea, lăsa urme. Nu scria Zdezbel Vasca sau Zdezbel nu știu cine, cum se făcea nu de mult și acum altfel, dar pe unde mergea, el lăsa urme. Era altarul de dimineață și de seara. Asta era ceva care a fost transmisă din generație în generație și a ajuns chiar până la Daniel, care se ruga de 3 ori pe zi. Și nici chiar postul de prim-ministru nu l-a împiedicat, sau chiar amenințările care erau, nu l-a împiedicat ca să facă acest lucru. La mică 2:10 ai spus ceva despre trebuiau să curățească țara. Un verset spune, sculați-vă și plecați, căci nu este o odihnă pentru voi aici. Căci din pricina spurcăciunii vor fi dureri puternice. Deci planeta noastră, se bat vieții oameni, se zbat pentru teritorii, proprietăți, pentru mări, oceane, nu pot împărți pământul, mai nou nu pot împărți și cosmosul, da, că vor să folosească și spațiu pentru armament. Și uităm de fapt noi de multe ori că pământul acesta nu va fi moștenit de nimeni, pentru că pământul cu tot ce este pe el va arde. N-ar fi războaie, n-ar fi lucrurile astea dacă oamenii și-ar da seama că pe pământul ăsta nu sunt decât niște străini și călători. Chiar Avram, cum se vedea la evrei, cum spune? Aștepta o țară mai bună. Mai bună. A cărei meșter, o cetate, a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu însuși. Acum, în momentele care am rămas, să vedem căsătoria cu lui Isaac, cu Rebecca. De ce era preocupat Avram ca nu cumva Isaac să-și ia o nevastă din Cana, țara făgăduinței? Faceți o aplicație și la timpul nostru. Da, cred că Avram știa foarte bine timpul, el știa foarte bine influența fetelor tineri asupra bărbaților sau femeilor. Și din motivul acesta, el era îngrijorat că nu cumva ceea ce Dumnezeu i-a dăruit prin făgăduință, țara, și nu doar țara, nu doar țara, pentru că Avram zice foarte clar că el aștepta altă țară, ci mai degrabă pe el îl interesa anume venirea Domnului Iisus prin sămânța care era făgăduită prin Isaac și din motivul acesta ca să fetele să nu-i împiedice, să nu-l abată de la ceea ce Dumnezeu avea în plan să facă cu el. El era foarte îngrijorat ca să iei fete credincioase care va împărtăși împreună cu el aceleași idei. Mm-hmm. Care sunt criteriile unei fete frumoase, fete potrivite pentru, am spus deja un criteriu, dar să-l lăsăm la o parte, care e criteriul pentru un băieț, apropo, aviz băiețelor, cum să-și găsească o prietenă de viață corespunzătoare? Pentru mine a fost un lucru, nu că șocant, dar așa interesant, că Avram nu-l cheamă pe Isaac să-i spună instrucțiunile. Isaac era deja 40 de ani. Om se descurca matur, se descurca și putea să spună, tată, cum mulți tineri spun, n-ai și mi-alege, mamă, nu te implica.
Eu mi-am ales că mai mulți, nu toți trăiești. Mai mulți merg după exemplul lui Samson decât după exemplul lui Isaac. Ia-o că-mi place. Dar uitați-vă că Avram îl cheamă pe slujitorul cel mai bătrân, cel despre care puțin timp înainte spunea că el va rămâne moștenitor, Eliezer din Damas, da? Și îl pune ca să jure, deci cu jurământ îl leagă și spune să nu iei de nevastă din fetele Canaanului, dar să te duci în casa noastră, acolo, departe, și de acolo să-i aduci. Deci lucrul acesta încă o dată este actual, eu cred, și pentru astăzi, numai cu părere de rău, puțin tineri au aminte la socot că bătrânii le vor rău tinerilor. Însă ceea ce s-a întâmplat și femeia care a adus-o și haideți să trecem peste timp, vine Eliezer cu femeia, da, care după ce a făcut legământul cu Avram, se roagă și spune cea care va ieși, da, prima în întâmpinare și va zice așa și așa, aceea să fie. De fapt, el spune că Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram, era în primul rând foarte frumoasă. A doilea era fecioară și niciun bărbat n-a avusese legături cu ea. Și ea a fost cea care a ieșit și a împlinit așteptările lui Eliezer. Și când vine de departe, spune că cel care era în câmp era Isaac, când se întoarce. El era încrezut că asta este voia lui Dumnezeu. El nu s-a dus el să o vadă, nu s-a dus să o aleagă, dar a așteptat și în tăcere, a așteptat și spune că a dus-o în cortul mamei sale și a iubit-o ca pe nevasta lui, ca mai mult, de fapt, ca, care i-a tămăduit rănile pierderii, da, mamei. Deci era frumoasă, era fecioară. Da. Păi dacă spune fecioară, ce mai adaugă și nu, niciun bărbat n-a avusese legătură cu ea. Adică deci s-ar putea să fie fecioară, dar să fie legături și să, da, se practică multe lucruri. Așa, deci și fecioară și... Adică n-a avut, da, un prieten dintre bărbați care să se apropie. La poarta, da. Flirtul care se, da, practică din plin. Apoi, pe lângă asta, cum era, spune, robul a alergat, da, 18, dăm să beau, dar spune, bea, Domnul meu, a răspuns ea și s-a grăbit, a plecat. Deci era cum? Și educat, serviabilă, era stima, da? S-a grăbit, s-a plecat vadra. Apoi, ce-a mai făcut? Spune că am să scot apă și pentru cămile și pentru animale. Deci ea a făcut deja gestul de, cum spune, servire. Peste ce i s-a, da, cerut. Da. Peste ce i s-a cerut. Cât bea o cămilă, frate Iura? Nu știu cât bea, 10 până la... M-am uitat în... 3-500 de litri de apă. Da, m-am uitat în Google și spune că o cămilă poate bea 125 de litri de apă în 10 minute și rezistă fără apă aproximativ 14 zile. Deci dacă Avram avea 10 cămile și spune că... Când s-au săturat. S-au săturat, înseamnă că... E uscos vreo cel puțin un ton și ceva de apă. Da, 125 de litri înmulțit la 10, 1250 de litri de apă. Vă dați și seama? El încă a băut, nu numai cămile. Da, da, da. Și vă dați seama că era fântâna și era adăpătoarea. Dar interesant... Vedeți-o, continuă acuși, vedeți-o pe Rebeca, scoate apă, aleargă, toarnă, scoate, aleargă, toarnă. De câte ori? De 125 de ori. Nu știm dacă vadra avea 10 litri. Dacă a fi, și dacă nu știm ce adâncime avea fântâna. Da. Dar oricum, ceea ce cunoaștem este că omul, 21 textul, asta omul o privea cu mirare și fără să... De ce nu a luat el vatra? Spune, da, căldarea că scot eu acolo. Probabil că avea și gura căscată un pic. Da, dar spune, el a cerut la Domnul, o privea, dacă să facă. Apoi asta spune, că o privea cu mirare fără să zică nimic ca să vadă dacă Domnul a făcut să izbutească sau nu călătoria. Deci semnul era cea care va veni, cea care îmi va da și cea care va zice și va adăpa.
și animale, aceea să fie. Și apoi vine la discuția mai departe, când s-au săturat, spune că atunci omul a luat o verigă de aur de greutatea unor jumătăți de siclu și două brățări grele de 10 sicli de aur și a zis, a cui fată ești? Doar atunci. El avea deja confirmarea din partea lui Dumnezeu că asta este. Semnul l-a cerut și asta este. Dar atunci întreabă, a cui fată ești? Spune-mi, te rog. Și mai departe urmează. Istoria noi o știm. Da. Eu mă gândesc ca să scurtăm timpul de ce pentru noi e relevant. Actual astăzi, relevant, pentru că sunt foarte multe fecioare la noi, sunt foarte multe frumoase fete la noi, dar nu sunt harnici. Aici vedem, fetița este și educată și manierată, este și hârnicuță. Deci ceea ce ne învață și Dumnezeu, de fapt, ca noi să putem să fim așa cum trebuie, ca să fim niște... Da, o doua întrebare ar fi, da băiețul poate să fie trântor, să vină de la lucru și să stea pe canapea, numai să... Este și asta o problemă. Să butoneze, că am putea ca, să zicem că băiatul și băieții, probabil, când ați ascultat toate lucrurile astea, cred că vă lasă gura apă și, unde se găsește să fie și frumoasă și finuță și drăgălașă și hărnică și extraordinar. Dar stai un pic, care e caracteristica pe care ce m-a amintit, frate Sergiu, ce caracteristică avea Isaac când ei înaintau spre el? Ce a făcut în primul Isaac rând, seara? Spune că el era în răcoarea zilei. Și ce făcea? La rugăciune. Medita. El era în meditație. Și rugăciune. Și aștepta în tăcere răspunsul lui Dumnezeu. Și el a acceptat lucrul acesta ca răspuns din partea lui Dumnezeu. Dar vreau să întreb, un om care meditează, să vă întreb pe amândoi și mă întreb și pe mine, un băiat, un tânăr care meditează la Domnul, care se roagă la Domnul, care va fi rezultatul de viața de zi cu zi după ce are relație cu atotputernicul Domnul Dumnezeu, cu acela care este exemplu de hărnicie? De care va fi viața unui bărbat, băiat, care are relație strânsă cu Dumnezeu? Eu cred că când Dumnezeu a zis lui Avram că în tine vor fi binecuvântate și Dumnezeu zice, textul memorizat, că Avram era bătrân, dar Dumnezeu l-a binecuvântat în toate lucrurile. Deci această binecuvântare a lui Avram se răsfrângea și asupra lui Isaac, pentru că în afară de cei că el se ruga, noi avem foarte mulți frați care se roagă, băieți tineri care se roagă, dar nu... Deci cum zice serva Domnului, după ce vă rugați, activați conform rugăciunii. La treabă. Și el a ieșit în câmp ca să mediteze, să se roage. În același timp, el era responsabil, tatăl era în vârstă, dar eu cred că el purta anumite responsabilități față de averea care era. Și era om responsabil. A venit cineva și zice, păi, n-aveți prin biserică o fetiță de treabă? Eu zic, pentru ce? Că vreau să mă căsătoresc. Zic, fetițele de treabă. Vor și un băiat de treabă. Uh-huh. El nu era chiar de treabă. De aceea... Nu poți să cauți, să pretinzi la o fetiță de treabă când tu nu ești de treabă. N-a întrebat cumva, cum întreba un tânăr în România, spune și că aș vrea o fată, dar fără euri. Fără euri. Adică euri, știm, băuturi de astea cu euri, dar e eu, adică... Nu numai băuturi, dar și mâncare e mult. Și eu cred că deci credincioșia, responsabilitatea, credincioșia, relația cu Dumnezeu, astea sunt lucruri foarte importante pentru a forma o familie. Se potrivește castitatea, fecioria și pentru băieți? 100%. Spunea o mamă, las că nu e fată, nu o să vină cu pântecele la gură. Nu o să vină, dar toate lucrurile astea... Dar ori să-i aducă pe cineva ca urmaș. Toate lucrurile astea lasă urmări grave pentru o familie formată mai târziu. De aceea, ceea ce se referă la Rebecca, că era fecioară, nu avea... Lucrul ăsta 100% se referă și la băieți. Și asta este și sfatul bisericii. Și îmi place că biserica învață lucrul acesta. Cum trebuie să comporte tineri, cum trebuie să fie și fetele la rândul lor, ca să poată să aibă binecuvântarea care Dumnezeu le-a promis că vor avea. Astăzi mulți se roagă tineri, dar se roagă atunci când iau hotărârea ca să-și găsească pe cineva concret. Dar până atunci le se pare că viața e așa, fără Dumnezeu, fără rugăciune, până la momentul când m-am hotărât. Dar când te-ai hotărât, începi să te rogi, cum gluma aceea, știți? Doamne, fac-ți voia ta, dar Maria să fie a mea.
Cam așa noi încercăm să avem răspunsul lui Dumnezeu. Punem concret și spunem, Doamne, vreau pe Maria. Maria trebuie să fie a mea, dar fac-se voia ta. Deci trebuie să înțelegem că Isaac nu avea internet și nici o scrisoare nu primise de la Eliezer, de acolo când s-a pornit, de la Laban, Eliezer. De la, în casa lui, adică părinții lui Rebecca. N-avea informație, nimic. Însă el aștepta cu încredere și știa că cândva se va întâmpla. Nici nu știa, mai vine Eliezer înapoi sau nu mai vine. Poate era bătrân și undeva o rămas în drum, că tâlhari erau mulți. El nu cunoștea. SMS nu primise. Că iată, ne întâlnim în loc tare, la ora cutare. Că atunci ajung. Dar avea, uitați-vă... Avea mai ceva decât SMS. Deci el avea, nu din satelit informația, dar o avea cu Dumnezeu mai sus, relația. Mai sus. Deci ceea ce trebuie să înțelegem, că nu în momentul când te-ai hotărât să te căsătorești, trebuie să-ți faci relația ta cu Dumnezeu. Spune că să fim ajutați la vremuri de nevoie. Da. Deci trebuie să avem o relație cu Domnul. Permanentă. Zine. Da. Te rog. Deci aș vrea să zic că nu trebuie să uităm și cultura care era în timpul acela. Cultura era de așa gen că chiar acel trimis din partea părintelui, dacă Isaac avea încredere deplină în tatăl și avea încredere în sluga care se va duce, el știa că sluga nu îi va aduce pe oricine. El avea încredere, asta era tradiția aceasta, era obiceiul lor și asta se practica la ei și se... probabil și până în ziua de azi practică. Îmi place foarte mult ce a abordat, că Avram avea încredere într-un om care nu avea încredere în sine. Observați lucrul ăsta? Deci el când a ajuns, Doamne, eu nu știu să aleg. Uite, în așa om poți să ai încredere. Întâlnești cu unul care spune și că, bă, eu că mă uit la fată, eu nasc. O văd, nasc. Da, da. Vai de capul tău. Știți, Eliezer, nu când acolo a ajuns s-a rugat, el începe cu Avram la pornire și spune, da, dacă fata nu o să vrei, da, dacă ea nu va accepta, eu și mă fac. Dar Avram îi spune, mergi cu încredere. Avram știa cui i-a încredit. Nu la întâmplare. Știa că omul ăsta e om al lui Dumnezeu. Un om care nu se încrede în sine e un om pe care te poți baza și pe care te poți încrede. Spune, blestemat este omul care se încrede în om. Când îl vezi un om plin de eu știu să aleg, lasă-mă tată sau știu eu, frate Iura. A fost un om foarte credincios, da, Eliezer, da. Pentru că când a ajuns acolo, el tot nu... Erau multe fete, putea zic, stai, mă uit, care e mai frumoasă. Și el, în primul rând, el rezolvă problema cu Dumnezeu. Tu, Doamne, alegi. Da, și Doamne, avea încredere că dacă e trimis de Dumnezeu, Dumnezeu va face... Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul părintelui meu. Deci avea încredere că Dumnezeu o să îl ajute în rezolvarea acestei. La sfârșit că timpul deja ne presează, vreau ca să nu trecem cu vederea un mic detaliu, dar foarte important. Noi îl știm pe Laban că era foarte hapsân, era foarte egoist, era foarte calculat. Cum de se face că el intră omul lui Dumnezeu, avem și această grijă. De unde această mărinimie a lui Laban? Eu m-am gândit la este un verset acolo. Este un verset, dar eu m-am gândit că nimeni nu se naște egoist. Uh-huh. Deci toți devin egoiști. Așa. Deci Laban la început era așa cum era. Era om mărinimos, era harnic. Crezi că era chiar? Da. Acum eu... spune un verset că când a văzut Laban lanțul și brățările și toate astea. O ieșit și a zis că vine omul lui Dumnezeu. Vine, extraordinar! Avem și paie, avem și loc pentru cămine. Eu cred că... Se gândea ca să tăti astea trebuie să rămâi acolo. Și nu s-a greșit, pentru că spun că a făcut multe daruri și lui fratele, și lui mama. Deci generozitatea asta... L-a atras. Da. Până la urmă și Petru spune, Doamne, că nu a lăsat toți și te-am urmat, dar ce o să avem din asta? Da.
A rămas un gând în mintea mea, ceea ce privește atunci când Avram îl trimite pe Eliezer. El îi spune și îl încredințează că Îngerul Domnului va merge înaintea ta. El, din start, i-a spus că tu mergi sub protecția divină. Nu ești singur. Mergi sub protecția divină. Aș vrea ca să faceți câte o concluzie pentru lecția asta. Făgăduințele lui Dumnezeu, cum trece Domnul, cum începe viața unui om și cum o termină, toate lucrurile astea. Cine suntem noi pe pământul ăsta? Oricum, ce vă inspiră Domnul la momentul actual? Cu cine alegem din lecția asta? Și m-am gândit la tema trecută, legământul cu Avram, m-am gândit la tema aceasta, făgăduința. Și m-am gândit că toate lucrurile astea, de fapt, făgăduința și legământul au temelii veșnice. Pentru că nu începe de la Avram făgăduința, nici legământul, ci lucrul ăsta, în primul rând, legământul l-a încheiat între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, încă când a făcut planul de mântuire și s-au promis. Că, pentru că în preștiința lui, când știa că lucrul, cum se va desfășura evenimentele mai târziu, căderea în păcat, răscoala lui Lucifer, deci Dumnezeu și-a promis sine însăși că El va face lucrul acesta. Și mai departe, Dumnezeu cheamă în acest legământ oameni. Îl cheamă pe Adam, îl cheamă pe Lot, îl cheamă pe Avram, îl cheamă. Deci lucrul ăsta este foarte interesant. Și până la urmă, când Isaac zice, tată, unde e jertva? Și Avram zice, Dumnezeu va purta de grijă. Dar Avram vedea nu doar că Dumnezeu va purta de grijă pentru animal ca jertvă, ca să-l aducă acum, ci Dumnezeu, Avram înțelegea aceasta mai, mult mai profund, că acea toată făgăduință, viața, acel legământ e veșnic și din motivul acesta Dumnezeu care l-a condus pe el toată viața până ce el știa, iar am crezut că Dumnezeu aranjează lucruri în așa fel ca el să fie proslăvit. Până la urmă, toată istoria nu e despre Avram și despre Isaac, nu e de familia lor, ci aceea cum Dumnezeu lucrează cu oamenii, cum Dumnezeu lucrează cu fiecare, cum Dumnezeu rămâne credincios legământului, făgăduinței care îl cheamă pe om ca să intre în legământ cu el. Și lucrul acesta cred că nu ne face bine, ca să avem încredere că acel Dumnezeu care a făgăduit, care a intrat în legământ, dumnezeirea, ca să salveze oamenii, putem să avem deplină încredere. Deci, dragii noștri ascultători, prindeți ideea care a fost spusă, eroii nu suntem noi, eroul nu e Avram, eroul nu e Isaac, eroul este marele nostru Dumnezeu, care, în timp ce spuneai, mi-am gândit la Efeseni, capitolul 2 cu 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune, care le-a pregătit mai dinainte, ca noi să umblăm prin ele. Noi doar umblăm, alegem să umblăm sau să o luăm aiurea. Frate Sergiu? Pentru mine un gând a rămas foarte profund, că omul lui Dumnezeu, spune mai târziu David, chiar dacă de 7 ori va cădea, de 7 ori se va ridica. Și omul acesta, al lui Dumnezeu, care a fost chemat pentru o slujire specială, o menire specială, cade. Și totuși Dumnezeu vine la Faraon și spune, el este un proroc al meu. Măcar că. O procedat așa, dar el este un proroc. De aceea tu nu fă mai departe ce ți-ai pus în plan. Deci trebuie să înțelegem că noi ca oameni, așa cum suntem, Dumnezeu ne acceptă. Dacă noi avem tendința și dorința de a avea o relație prietenească cu Dumnezeu. Nu de o relație de tremurător înaintea lui Dumnezeu, dar o relație care se bazează pe niște principii și prieten de prietenie cu Dumnezeu. Și atunci, problema mai departe, chiar dacă eu cad, Dumnezeu este Cel care mă va ajuta să mă ridic, mă va susține și spune că El își poartă chiar și biserica Lui în palma sa. Și chiar atunci cum ai intra în relația cu Dumnezeu, s-ar asemăna cum vrei să intri în relația de căsătorie, despre care am vorbit deja. Da. Nu de mult am avut o discuție cu o pereche tânără, care el îmi spune,
m-am gândit ca să fac totul după voia Domnului. Adică alegerea mea să fie după voia Domnului. Nu vreau ca să fac o alegere pripită, dar pe urmă să suport niște consecințe. Zic, consecințe tu și așa și așa vei purta, numai că depinde care vor fi ele de alegerea de astăzi. Deci alege astăzi pe Dumnezeu. Da. Trebuie să-L alegem astăzi pe Dumnezeu ca prieten. Și mai departe ce va fi? Dumnezeu se va îngriji. Așa am înțeles și din lecția din trimestrul acesta și din lecția de astăzi în mod special. Dragii noștri prieteni, prindeți și acest sfat, pentru că mi-am amintit un verset de la Psalmul 73. Ai spus despre prietenia cu Dumnezeu. Pe cine am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii și partea mea de moștenire. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Deci concluziile ambele, noi nu suntem eroi, eroul e Dumnezeu, noi trebuie să umblăm prin planul Lui, iar concluzia lui fratele Sergiu, să dezvoltăm prietenia cu acest erou. Și chiar dacă viața noastră cunoaște anumite zigzaguri, El ne va spune că urechile tale vor auzi glasul din spate care spune, iată calea, mergi pe ea, ori de câte ori vă veți abate, sau la dreapta, sau la stânga. Frate Sergiu, aș vrea ca să ne conduci, atât pe noi, cât și pe scumpii noștri prieteni, într-o rugăciune chiar de consacrare, ca Domnul să fie cel care alege pentru noi, care lucrează pentru noi și care ne călăuzește. Bun, Părinte Ceresc, în numele Lui Iisus venim recunoscători pentru timpul de har care ne-L oferi, ca să ne dăm seama cât de important suntem noi în ochii Tăi. Amin. Ajută-ne, Doamne, ca din istoria aceasta să luăm învățămintele pentru noi astăzi. Da. Și anume de a avea un parteneriat cu Tine. Amin. Zi de zi, în orice clipă. Să știm că Tu ești Cel care conduci cu viața noastră și cu istoria omenirii. Amin. De multe ori noi avem frică față de lucruri care se întâmplă în jurul nostru, dar mărește-ne credința și nu doar credința, ci și încrederea în Tine. Amin. Aceasta este dorința și o spunem în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Scumpii noștri prieteni, nu dați crezare făgăduințelor diavolului. Chiar dacă v-ar promite toate împărățiile pământului cu toată strălucirea lor, până la urmă se vor dovedi a fi o putrefacție. Încredeți-vă din toată inima bunului Dumnezeu și acela care a început în voi această lucrare o va duce până la bun sfârșit pe curând.